Fotbalul ieșean nu s-a bucurat de-a lungul timpului de realizări care se intre în istorie și nici nu a reușit să se facă remarcat precum în Craiova sau Cluj-Napoca, dar situația se poate schimba dacă Iașiul va avea grijă să crească noile generații de copii. Grupa 2013 din cadrul unei școli de fotbal din Iași tocmai s-a întors din cel mai important turneu național unde a ocupat locul 3. Micii golgheteri ieșeni au făcut spectacol la turneul care s-a desfășurat la Brașov. Din cele 38 de echipe care au participat, ieșeni au obținut locul al treilea, un motiv de mândrie pentru comunitatea locală. Grupa 2013 au participat la Brașov, o competiție foarte importantă, care sunt cele mai multe echipe din țară, care vin cele mai bune echipe din țară, 38 de echipe, între care n-am luat nicio înfrângere, dar știți cum e în fotbal, la penalte, e loterie. Dar eu sunt foarte mulțumit de copii și nimeni nu știe din Iașiul ăsta că sunt niște copii extraordinari, că poate sunt cei mai buni din țară. Și vreau cu timpul, pentru că nu fac nimeni nimic pentru ei, să măcar noi, mă ajutați și dumneavoastră asta, să ieșim prin plan, să-i vadă cineva, să aibă un parcurs. Încă am jucat cu Academia lui Hagi. Nu vreau să vă spun scorul cât a fost, că e rușinos, dar sunt niște copii foarte talentați și e păcat de ei. Am jucat cu Craiova, am jucat cu Ripensia Timișoara, deci au jucat primele 6 meciuri, e foarte greu. Niște copii de 2013 care au 9 ani să nu primească un gol. A dat peste 40 de goluri și n-au primit niciun gol. Pasionați de fotbal încă de la vârste fragede, micii fotbaliști visează să ajungă în top, dorind să se autodepășească de fiecare dată. Excelent, dar ne pare rău că am luat locul 3. Ați fi vrut primul loc, nu? Da. Și ce-a lipsit? Păi, ce să lipsească? Mai mult antrenament. Dar o să-l recuperați pe traseu? Da. Și când ne mai întâlnim cu Gheroda, o să-i rupem. Chiar dacă unii dintre ei își doresc ca pe viitor să joace la echipele naționale, visul de a evolua în străinătate nu pare atât de greu de atins în ochii micilor jucători. Să ajungem mari fotbaliști, mari portari, ca să avem un succes foarte bun. Așa? Vrei și tu? Da. Asta îți dorești? Da. Dar zi-mi, ai un portar preferat? Da. Și eu. Ia, îmi spuneți pe rând cine este. Duca Dam. Vrei să ajungi ca Helmut Ducadam, să aperi 4 penaltiuri consecutive, nu? Sau să-l depășești? Să-l depășesc. În spatele acestor copii talentați sunt părinții care au înțeles că fotbalul a devenit mai mult decât o pasiune și fac tot ce le stă în putință pentru a-i susține. Da, cum să nu fiu mândru, nu? Copiii noștri, toți, nu numai el meu, toți. În momentul în care sunt acolo sus, înseamnă că sunt printre cei mai talentați din țară, nu? Meritul este a copiilor, în primul rând, muncesc foarte mult, toți copiii, sunt niște copii extraordinari, care se dedică numai la antrenament, vin la antrenament câte două antrenamente pe zi, unii dintre ei care fac, și tot meritul este a lor, noi părinții doar să-i susținem, atât. Munca pentru îndeplinirea visului continuă, iar micii fotbaliști prezintă șanse mari de a reda farmecuri și culoarea fotbalului ieșen. Grupa 2013, îndrumată de antrenorul Adrian Dediu, promite să ajungă în topuri și să redea capitalei Moldova prestigiul pe care îl merită.